După mai bine de 10 ani în care nu au mai fost folosite radarele fixe, vor apărea din nou pe șoselele din România. Montarea radarelor fixe reprezintă o cerință europeană care are ca scop descurajarea comportamentului agresiv al șoferilor. România a ajuns țara europeană cu cele mai multe accidente rutiere grave și decese. Specialiștii cer, în primul rând, sancțiuni mai aspre pentru vitezomani, dar și îmbunătățirea sistemului în care vor funcționa radarele fixe. E-Sigur este noul sistem integrat de detecție fixă propus de către Ministerul Transporturilor, care presupune montarea unor rețele de camere video fixe pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Noile radare vor fi semnalizate cu 500-1000 de metri înainte pe autostrăzi, cu 100-500 de metri dacă sunt în afara localităților și cu 50-100 de metri în localități. În expunerea de motive se subliniază rolul preventiv al sistemelor de radar și se prezintă exemplul din Franța, unde accidentele fatale și cu vătămări au scăzut în vecinătatea camerelor de supraveghere între 40 și 65%. Rata vitezei excesive, mai mult de 30 de km la oră peste limită, s-a redus de 5 ori. Prin sistemul E-Sigur se dorește constatarea celor care depășesc limita legală admisă, a celor care conduc un vehicul pe o bandă pe care nu ar trebui să conducă, a celor care nu respectă culoarea roșie a semaforului sau a celor care au interdicția de a conduce un vehicul care nu este înmatriculat, pe cei care nu respectă trecerea la nivel cu calea ferată, care manifestă un comportament agresiv la volan. Conducătorii auto au păreri împărțite cu privire la acest proiect. Ce părere aveți despre această inițiativă? Da, sunt bune. De ce? Mai educă șoferii, ce să zic. Se reducă viteza, exact. Merg ca viteză. Pentru oamenii corecți, o inițiativă foarte bună, fiindcă reduce din presiunea poliției rutiere asupra oamenilor, că și așa ne sunt foarte dragi, între ghilimele. Dar automat am înțeles că se vor emite procese verbale în urma acestor camere, în urma, mă rog, procedura care va fi, nu o cunosc, dar asta este ideea de reținut, că va fi mai puțină presiune a poliției rutiere, pentru că automat camera vede ce se întâmplă, vede că nu ai X sau Y asigurare, ITP-ul sau astea și automat... Nu sunt de acord, de o mare prostie, pentru că atunci, fiind atent în zona de radar, să produc accidente. Deci asta e... au mai fost odată și același lucru s-a întâmplat. Pe o parte sunt bune, pe o parte nu sunt bune. Vă rog frumos să ne argumentați. Să fie indicatoare unde sunt radarele fixe. Da, vor fi. Da. Și se limitează viteza, sunt foarte bune. Noul sistem a fost inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență și, conform angajamentelor asumate, proiectul de lege ar trebui adoptat până la finele acestui an. CNAIR, în colaborare cu Poliția Română, ar trebui să facă acest sistem funcțional. După adaptare, proiectul va fi trimis Parlamentului pentru dezbatere și vot. Legislația pentru creșterea siguranței rutiere pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale, fiind obligație în PNRR cu jalon, decembrie 2022.